scăpare. Ca fiul de om și Dumnezeu, tu ai adus speranță și ai adus speranță. Amin. Amin. De felul în care o lume te-a primit, te-ai venit să-mi dai salvare, căci mult, mult mai iubit. Și astăzi ne amintim Hristos de paia câta oară, deoarece să-i jos te vor lăsa afară. Amin. Și paie de aștept.
mai simplu că atâta nici nu s-a putut. Ai găsit cu cale ca să vii la noi, să poți deveni frate cu cei plămâni și voi. Iar astăzi orice cine primește Harul Sfânt, pe tine te urmează smerit, curat și blând. Amin. A venit la mine mama și mi-a spus cu un zâmbet bun: puiule, stai treaz, ia seama și ascultă toată gama cântecelor de Crăciun. Clătinând apoi fereastra, vântul mi-a șoptit ușor: puiule, în noaptea asta își destică norii creasta și îngerii în zbor. Iar o vrabie măruntă ci lipite pe pervaz. Puiule, stai treaz și ascultă, ia auzi ce oaste multă. Nu dormi, auzi, stai treaz. Am răspuns la toate bine și am adormit în pat. Iar târziu din zări senine a venit Iisus la mine și zâmbind m-a sărutat. Amin. Să-ți-mi zic, din timp, 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 din timp
fie sărbătoarea, toată lumea evioare, în nașterea Fiului Sfânt coborât la noi pe pământ. Dar ce se aude oare în al multora urare? Moș Crăciun să vă aducă, dar în multe să vă ajungă. Dragii mei, acești moști, oare e motiv de sărbătoare? Sau Hristos venit din veșnicie e adevăratul motiv de bucurie? Să nu ne amăgim ca lumea, să nu credem și noi în minciună. Hristos din cer a coborât, fiindcă lumea întreagă a iubit. Amin. 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 Domnul să vă binecuvinteze.